puteam să-l aud cum respira, bizar, nu ca și cum ar avea ceva, dar pur și simplu bizar. Mă simțeam inconfortabil, așa că am decis să-mi schimb locul și să mă duc mai în spatele metroului. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, din când în când mai fac clipuri în care citesc și comentez întâmplări de groază care li s-au întâmplat oamenilor. Și le citesc de pe Reddit, deci cam toate sunt de prin afară. Numai că, vedeți voi, clipul ăsta e mai special, pentru că voi citi și comenta întâmplări de groază din România. Prima pe care am selectat-o e asta, cu atacatorul de la metrou. Și personajul ăsta o să vi se pare destul de cunoscut din comportament. A fost postat acum 7 luni în Let's Not Meet, care e un subreddit, un loc după cum vedeți că se recomandă a fi, în care o să găsești povești reale despre oameni pe care nu vrei să mai întâlnești vreodată. Străinul de la metrou. Hai să-mi iau vocea de povestitor de pe Reddit. Totul s-a întâmplat acum 2-3 ani. Aveam vreo 23 de ani pe atunci, sunt femeie și locuiesc, ce să vezi, în România. Într-o noapte când mă întorceam acasă, pe la 11 seara, a trebuit să iau metroul, bla bla bla. La ora respectivă nu erau mulți oameni la metrou. Sunt o persoană destul de singuratică, tot ce-mi trebuie sunt căștile mele și muzica mea. Zi și făcut, mi-am pus muzică în căști, m-am pus în metrou destul de departe de cele două persoane din el și toate bune și frumoase, până când am văzut, cu colțul ochiului, o siluetă care se apropia de mine și care s-a pus fix lângă mine. Era un bărbat destul de solid, avea părul negru, purta ochelari, un tricou negru și un hanorac negru. Și avea un zâmbet straniu. Nu m-a băgat în seamă, dar am observat că se benocla în telefonul meu când eram în aplicația de muzică. Puteam să-l aud cum respira bizar. Nu ca și cum ar avea ceva, dar pur și simplu bizar. Mă simțeam inconfortabil, așa că am decis să-mi schimb locul și să mă duc mai în spatele metroului, încercând să-l evit fără să arăt ca o nebună. O nebună pentru cine? Că mai era doar o singură persoană cu noi în întreg metroul. Bănuiesc că asta m-a speriat și mai tare. M-am pus pe un scaun nou, mi-am pus iar căștile în urechi și m-am pus să aștept până când trebuia să cobor. Am văzut o siluetă care creștea din ce în ce mai mare, de mi s-a ridicat părul de pe mâini, când am realizat că individul s-a așezat din nou lângă mine, uitându-se fixat, cu ochii neclintiți, cu un zâmbet mare, fix în telefonul meu. M-am panicat, tot mai aveam până când trebuia să cobor și n-aveam unde să mă ascund. M-am uitat după cealaltă persoană din metrou, încercând să mă pun lângă ea, gândindu-mă că, na, unde smulți puterea crește, vorba aia. Nu mai era în metrou, așa că am început să tremur puțin, dar fără să las pe dubios să vadă că sunt vulnerabilă. M-am ridicat, m-am dus lângă ușă și am decis să rămân acolo până când trebuia să cobor. În așa fel, nici el n-avea cum să stea lângă mine, corect? Greșit! A venit fix după mine, punându-se pe scaunul de lângă ușă și pentru că nu putea să-mi vadă telefonul, pentru că pe asta era el focusat, din unghiul ăla chiar nu putea să-l vadă, a pus o privire înspăimântătoare și mi-a zis: "Hei, păpușe, de ce mă eviți?" M-am panicat în timp ce mă uitam la telefon încercând să-mi sun prietenul sau să-i dau mesaje, dar individul m-a oprit și mi-a zis: "Știu că nimeni nu o să te ajute, pentru că ai fi vorbit cu cineva până acum și știu că n-ai făcut-o." În momentul ăla am realizat că sunt încolțită. El s-a focusat pe telefonul meu ca să vadă cu cine vorbesc, încercând să-și dea seama dacă m-am panicat, încercând să vadă dacă i-am cerut cuiva ajutorul. Mă încercuise, nasol. Am avut noroc să se deschidă ușile și să cobor în timpul ăla, întrerupându-l. Am coborât și am fugit spre ieșire, fără să mă uit în spate. Am ajuns la suprafață și nu l-am mai văzut. În acest moment mi-am pus telefonul în poșetă și mi-am dat seama că am și spray cu piper la mine. Ce noroc, nu? Bătăile inimii și-au revenit la normal știind că măcar am ceva cu care să mă apăr singură. Dar totuși, mai era drum lung până acasă. Și cine știe dacă el era singur sau nu? Am mers repede pentru vreo 5 minute de la metrou și am simțit cum o mână mă apucă de închetura mâinii și mă trage înapoi. Altă mână mi-a acoperă gura și mă dezarmează de a putea să țip. Era el, aceeași bluză, păr negru și ochi de ciudat. Era nervos și mi-a zis: "Fugi de mine? Cum îți permiți să fugi de mine? Ar trebui să fii onorată că ți-am dat atenție." Eu sunt o femeie de vreo 80 de kg și 1,75 de metri înălțime, deci bănuiesc că s-a gândit că bărbații nu mă găsesc tocmai atractivă sau ceva și că ar trebui să mă simt onorată că un ciudat mă urmărește și încearcă să mă rănească. Acum, cu telefonul în poșetă, nu pot să sun la poliție și nici nu pot ajunge la spray-ul cu piper. M-am panicat, nu puteam să-l pocnesc, nici să-l zgâri când aveam unghii mari, mâna lui era tot la gura mea. Ce să fac? Așa că am făcut cel mai disperat și dezgustător lucru pe care îl puteam face, doar ca să-mi salvez viața. Am jucat ca și cum aș fi interesată.
mi-am folosit cealaltă mână ca să îl ating pe picior și să-i zic scuze, în timp ce mâna lui era tot la gura mea. Și-a luat mâna și a repetat că încerc scuze, că n-am realizat că el doar încerca să mă combine. A lăsat garda jos și și-a luat și mâna de pe încheietura mea. Mi-a cerut numărul de telefon și adresa unde stau ca să mă lase acasă, dar am refuzat, spunându-i că mai bine îl adaug pe Facebook la prieteni și a acceptat. I-am spus că îmi scot telefonul, dar în schimb am luat spray-ul cu piper și l-am împrăștiat pe față, fiind sigură că-i acopăr ochii, nasul, gura, ba chiar și urechile și mâinile. Instantaneu a devenit roșu, sfăcându-se de la piper. Am sunat la poliție, le-am zis ce s-a întâmplat și ce am făcut. M-au întrebat dacă e imobilizat și le-am zis că da, că efectul durează vreo 45 de minute. Poliția a ajuns în 5 minute să mă vadă cum tremur și lângă mine să vadă pe pământ un bărbat, umflat de la spray ca un dovleac, vomitând și înjurându-mă în pauzele de la respirat. A fost arestat și poliția mi-a spus că îl caută de vreo săptămână, pentru că au descoperit corpul neînsuflețit al unei fete de 24 de ani în apartamentul lui. O femeie bine construită, 1,77 m, bă, culmea, 1,77, mă, nu 1,80, 1,77, 75 de kg, păr roșu ca al meu. Femeia era iubita lui și de atunci nu s-a mai întors în apartamentul lui. Nu s-a mai întors în apartamentul lui tipul, nu ea, că ea... Nu știu ce voia să-mi facă, înțeleg de ce m-a ales pe mine ca țintă din cauza similarităților, dar un ciudat să te urmărească prin metrou noaptea, încercând să se împretenească cu tine sau mai rău, să te căsăpească, sper că nu ne vom mai vedea niciodată. O întâmplare destul de înspăimântătoare, nu? Adică cine știe ce i s-ar fi putut întâmpla bietei fete dacă nu ar fi avut spray-ul cu piper la ea? Of, sărăcuța! Doar că e falsă toată întâmplarea. Am căutat știri de prin vremea respectivă cu cuvintele cheie și cu tot și nu am găsit nimic. Dar hei, a lăsat creatorul postării un link cu o știre, că i-au cerut oamenii link-uri cu articole despre toată treaba asta de pe site-urile de știri și Yume130794 a lăsat link către un articol cu o femeie care a fost într-adevăr căsăpită într-un apartament. Dar cam atât cu similaritățile, femeia din articol avea 50 de ani, nu 24 ca în povestea asta. Deci e falsă întâmplarea, abar n-am de ce aberat cu povești inventate și să zici că da, sunt adevărate, că nu-i văd rost în contextul de față. Zici că e unul din 10-le de YouTuber care povestesc pe live-uri tot felul de întâmplări dintre astea, wow, care sunt inventate pentru a impresiona copiii. Dar măcar streamurește, inventează povești pentru bani, în timp ce ăștia de pe Reddit de genul doar aberează aiurea. Să zicem că, ipotetic, vi s-ar întâmpla ceva de genul, să fiți abordați de ciudați dintre ăștia, ok? Sfatul meu e să faceți pe nebunii. Vi se par ăștia nebuni? Încercați să păreți și mai nebuni. Blătrați, râdeți isteric, scoateți drăgete de animale, urlați, bulbucați-vă ochii și încercați să intimidați. E o șansă să meargă, zic eu. Sau dacă sunt persoane prin jur, mergeți la ele și cereți-le ajutorul. Sau încercați să le atrageți atenția. Iar dacă nu, scoateți-vă din buzunarul drept pumnalul auriu, mâncați că aveți unul și mergeți pe intimidare fizică. În fine, hai să vă citesc și a doua întâmplare, că pe asta n-am de ce să o comentez mai mult. Și a doua întâmplare pare cât se poate de reală, spre deosebire de asta. E postată de acum 2 luni. Întâmplarea asta a avut loc acum 2 zile. Locuiesc într-un mic orășel din România care are undeva la 30.000 de locuitori. România nu este neapărat cunoscută pentru toleranța la persoane gay. Nu e nasul ca prin alte părți, ca de exemplu Rusia, dar situația nu e nici roz. Am intrat pe Grindr și am întâlnit un băiat, de 18 ani aparent. Băiatul nu avea la profil o poză cu el, pentru că e prea periculos, avea o poză cu un desen cu un trandafir. Majoritatea tipilor de pe Grindr nu au poze de profil cu ei. Am vorbit pentru ceva timp și chiar îmi plăcea de tip și după am decis să facem schimb de poze cu fața noastră. I-am trimis un selfie cu mine, iar el mi-a trimis o poză cu un tip de la mine din oraș. Era drăguț și chiar îmi plăcea de el. Așa că i-am zis, hei, te-am mai văzut prin oraș, nu știam că ești gay și tu. Am mai vorbit noi și într-un final am decis să ne vedem. Aveam de ajustat niște haine la croitorie, pentru că petrecerea de majorată a verișorului meu e în următorul weekend, așa că trebuia să-mi ajustez tricoul preferat, așa că i-am zis băiatului de pe Grindr să ne vedem în față la croitor. Clădirea în care este croitoria are 4 etaje, la parter este un magazin de haine unde lucrează mătușa, la etajul 1 este un depozit de haine, la al 3-lea este un salon și la al 4-lea etaj croitoria. Am fost la croitorie și după am mers la magazinul de haine de la parter să vizitez mătușa.
Cum mă uitam pe geam, am văzut 5 bărbați care aveau 11-30 de ani și niciunul nu era tipul din fotografia trimisă pe Grindr și niciunul nu arăta nici pe de aproape similar cu individul cu care discutasem, care mi-a trimis așa zisa poză cu el. I-am scris tipului cu care trebuia să mă văd și l-am întrebat dacă a ajuns. Fix după ce am trimis mesajul, am văzut cum unul dintre cei 5 bărbați a scos telefonul și a început să scrie. Cum s-a oprit din scris, cum am primit notificare de pe Grindr, sunt în spatele clădirii, am mers aici să fumez ca să nu mă vadă nimeni. Vino și tu. Am fost îngrozit când am realizat că nu aveam să mă întâlnesc cu tipul din poza de pe Grindr. A încercat să mă atrag în spatele clădirii, iar eu i-am zis să ne vedem pe lateralul clădirii. Nu sunt geamuri pe lateralul clădirii, așa că după câteva încercări, a acceptat să ne vedem pe partea laterală clădirii. Toți cei 5 bărbați au mers pe partea laterală clădirii, așa că mi-am scos capul pe ușă, m-am uitat în stânga și în dreapta și cum am văzut că e liber, am fugit. Drăguțule de pe Grindr, hai să nu ne întâlnim. Vedeți, mă, ce se întâmplă dacă sunteți pupunari? Vă caută lumea să vă bată. Glumesc, mă. N-am nimic cu persoanele care au altă orientare, vă dați seama. Da, uite că sunt unii oameni care nu sunt la fel și pornesc la vânătoare de astfel de persoane, ceea ce ia iurea că nu văd cu ce ar deranja pe cineva asta. Dar uite că totuși sunt și astfel de oameni. Doar imaginați-vă ce piniat ar fi fost tipul ăsta dacă ar fi mers în spatele sau pe lateralul clădirii. Da, nu vreau să fac clipul ăsta lung ca primele două clipuri din serie de aproape 30 de minute. Considerați-l un fel de povestea de noapte bună, cu bătăuși de oameni care au altă orientare și nebun care agresează fete la metrou. Dar dacă vreți să mai vedeți întâmplări de genul, duceți-vă pe canal și uitați-vă și la primele două clipuri. Sau mai așteptați 20 de secunde și dați click pe ele că vi le las la outro. Eu am fost Ciprian Lopată și ne auzim mâine cu probabil un gameplay.